Bine ați venit la Poezie și Creație, sunt Loreta Popa și astăzi am alături de mine o actriță minunată, un om pe care îl prețuiesc și respect enorm și abia aștept să vă fac cunoștință că este vorba de Simona Maicănescu. Mulțumesc că ai primit cu zâmbetul pe buze invitația mea, sunt chiar fericită să știi și recunosc mulțumesc asta. Mulțumesc de invitație! Poate că, să zicem, că ar exista cineva care nu ar ști cine ești, eu mă îndoiesc. Deci, zici? Da, sigur, da. Sigur că da. Atunci înseamnă că eu mă număr printre cei cu adevărat privilegiați, pentru că eu te știu de când erai studentă. Eu fiind, având 14 ani în clipa în care tu ai terminat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică în 1983. Deci iată că au trecut atâția ani, dar pentru că aveam această afinitate cu lumea teatrală, cu lumea aceasta pe care eu o consideram cumva magică, nu aveam cum să nu te văd și să nu te admir de atunci, știi? Mi-aduc aminte că în clipa în care te-am invitat, ți-am și spus că exista un studio numit Cassandra, la care toți studenții veneau cu drag și acolo unde cu adevărat învățau meserie până la urmă, unii cu alții și împreună cu cei de la care aveau ce învăța, știi? Și am simțit atunci că vibrezi cumva, într-un fel aparte. Îți mulțumesc că ești aici. Îți mulțumesc că ești aici. Hai să le spunem atunci și celor care ne urmăresc. Deci ai terminat în 1983 și apoi... Clasa Octavian Cotescu. E foarte important pentru foarte, mine. Foarte important. Și de ce este important? Pentru că e unul dintre actorii altfel. Adică, nu reușesc să-mi găsesc cuvintele atunci când vine vorba de Octavian Cotescu, pentru că era important să apară. Nici nu trebuia să vorbească. Îl simțeai. Era prezent, era acolo. Nu trebuia să rostească niciun cuvânt. Așa este? Așa e. Apoi, din 1993, ai plecat în Franța. Asta știu... cu siguranță. Și vreau să punctez un lucru important. Tu nici de o actriță oarecare, știi? Tu ai jucat în limba franceză. Joci în limba franceză. Joci în limba engleză, da? Și în limba română. Foarte important. Nu cunosc mulți actori care să facă lucrul acesta și chiar vreau să te întreb cum s-a întâmplat să poți să... Da, știi ce se întâmplă? Nu numai că joci, dar e undeva acolo unde trebuie, știi? Adică nu joci doar așa la întâmplare. Nu știu unde trebuie. Deci, care e întrebarea, de fapt? Întrebarea mea este cum este să să simți, să fii pe scenă vorbind într-o altă limbă decât cea în care te-ai născut. Pentru că e altceva. Nu e ușor. Da... Uite, întorc capul și mă uit la acești zei, Cioran, Ionescu, Eliade. Da, acolo e altă problemă, cum scriu în altă limbă. Și mă gândeam la Cioran, cum și-a luat la revedere de la limba română ca să scrie numai în franceză. Cred, într-un caz, din punctul meu de vedere, când joci în altă limbă, acea limbă îți dă o distanțare, cumva, și în același timp, pentru că, de exemplu, când joc în engleză, gândesc engleză, gândesc în engleză, când joc în franceză, gândesc în franceză, sunt pe colinele limbii și, știi, cu timpul joc și în italiană, dar nu asta e ca să zic eu în câte limbi joc, dar fiecare limbă, am descoperit în timp că fiecare limbă are personalitatea în sensul aproape, știi, aș putea să o compar cu un peisaj, știi, pentru mine franceza, de exemplu, e ca un lan de grâu. Și când îl vezi așa de departe, zici, e cam monoton, e cam totul la fel, pentru că limba franceză, când o vorbești, e destul de dreaptă, n-are spațiu ăsta valonat, spațiu mioritic, spațiu cântat, spațiu...
Dar când bate prima adiere de vânt, încep să descoperi că în anul ăla sunt și vrăbiuțe, mai e și un mac, mai e și un gândăcel, poate trece un arici, nu știu, poate un iepure care sare și acolo te surprinde limba. Ce frumos! Când în engleză, engleza e ca un munte pentru mine. E un munte foarte sinos și foarte abrupt și la un moment dat trebuie să ai curajul să sari de pe o creastă pe alta, pentru că in between, știi cum se spune, e the gap, e gaura, dar de fapt acolo te inspiri și știi că o prepoziție, dacă o pui în partea cealaltă, poate să însemne, să dea cu totul alt sens frazei, să devină altceva, să... Italiana, de exemplu, e limba cea mai solară, totul e deschis, totul e... e cu soare, cu gura mare, cu gesturi, cu gesturi, da. Iar spaniola, de exemplu, și la engleză, da, îndrăznesc să spun că spaniola cred că e cea mai senzuală limbă, cea mai cea mai senzuală, cea mai te învăluiește, te ia în brațe tot timpul. Italiana se deschide și te mai lasă să mai și cazi, rămâne cu mâinile deschise, brațele deschise. Nu prea m-am mult. Gândit niciodată la genul acesta de comparație, dar să știi că ai mare dreptate, așa este. Da, pentru că dacă știi, eu de exemplu nu vorbeam franceză. Când am plecat în Franța, de fapt m-am dus să văd și eu cum e cu teatrul în lumea asta, voiam să știu, și nu vorbeam deloc franceză. Am învățat-o urechea, știi, urechea. Și când nu știi o limbă, devii ca un animal, știi, noi oamenii ne pierdem instinctele și păcat că le adică mintea prea multă te face să nu te mai lași ghidat de instincte și de foarte multe ori de senzații, de primele impresii și de foarte multe ori pierdem foarte, foarte mult. Și când nu vorbeam franceză, eram în muzicalitatea limbii, voiam să o înțeleg, mi se părea îngrozitor de greu, nu puteam să fac diferență între sunetele astea nazalizate, care sunt foarte grele, toate astea care par așa ca o pedanterie, ca o chestie fițoasă, ca o... Și nu e așa, așa e muzica limbii, e ca la balerină, știi? Nu e dans contemporan, e dans clasic, e pe poante, e pe vârfuri cumva. Probabil și de asta vocile lor sunt... pe mine așa mă prind că nu sunt franțuzoaică, pentru că vocile în general sunt voci de cap, nu trec de sus până jos. Da, și limba, de exemplu, știi, când o înveți cu poeți, că asta mi s-a întâmplat, profesorii mei de franceză au fost... de fapt mari oameni în muzică, mari și care erau și poeți, și culmea e că niciunul de fapt nu era francez, că era Jacques Brel, care e belgian, Charles Aznavour, armean, Yves Montand, pienois din... dar felul lor de a rosti, de a articula limba, de a se lăsa în sunete, în râul ăsta care e atât de greu de făcut, când îți intră în ureche, n-ai cum să nu te îmbibi de el. Și uite, da, nu știu dacă am răspuns la întrebare cum e să joci. Cred că ești mult mai concentrat și mai smerit. Pentru că, de fapt, când joci într-o altă limbă, primul lucru este să fii înțeles. Omul din față, care e în limba lui, să spunem, nativă, să înțeleagă ce spui, să rostești bine lucrurile ca să nu se pierde sensul cuvintelor. Și lucrul ăsta te obligă să nu te gândești la nimic altceva decât la cum transmiți, ce transmiți prin cuvintele alea, care e energia. Și pe urmă, când te întorci în limba maternă, o redescoperi și o iubești și mai mult și cântărești fiecare cuvânt și îți dai seama. Eu am lucrat de curând, îți povesteam când ne-am găsit pentru a-ți răspunde prezent aceste invitații, că lucrasem la Hertha Müller și am întors la text, pentru că mi s-a părut că traducerea
romanului în română. Era foarte sărăcăcioasă și mi-am băgat nasul acolo să văd și cum să iubești cuvintele către acele, înseamnă să pătrunzi în sufletul autorului și să-l așa repovestești cu pioșenie, cu smerenie, să povestești personalitatea acelei scriituri, nu să propui tu altceva. Și știu cu cât drag am luat fiecare cuvânt și mă tot gândeam și sinonimul ăsta e bun, poate găsesc altul și mai concentrat, și mai aproape de ce e scritura Herta Müller. Și, și plimbarea asta, de fapt, printre limbi, te relativizează totul, te relativizează pe tine însuți chiar, te... Îți zici ce ești tu, ce faci, ce cauți pe aici. Ai vorbit mai devreme de poeți și nu pot să nu te întreb, pentru că suntem la Muzeul Național Literaturii Române și vorbim, iată, despre limbă și despre ce înseamnă și despre frumusețea fiecăreia până la urmă. Mă gândeam, oare ce carte stă la... și implicit poet sau scriitor... stă la temelia omului care ești tu acum. Cu ce ai plecat la drum și n-ai putut să... Ai să râzi, nu e o carte, sunt... știi, cartea de suflet, de căpătâi, de cum vrei să spui, nu e o carte. În primul rând este un soi de caiet carte pe care tatăl meu mi l-a dăruit. De azi zic caiet carte, nu, mi-a dăruit-o, mi l-a dăruit. Și țin minte că era cu o spirală, așa, eu n-aveam nici 5 ani și eram la grădiniță și a venit cu ea și cu o ciocolată imensă și în cartea aia, cred că scria, așa era titlul, Moș Martin învață să scrie și să citească și erau desene. Bineînțeles că era un urs care te învăța cum e avion, cum e... Și erau și mici povești și imaginea mea de acum este... Mi-aduc aminte de... Și erau ca niște povestioare, ca niște haicuri în proză, nu știu cum să zic. Și știu că învățam A și aveam pe uniformă, ca așa era atunci, era uniforme, și aveam numele, prenumele brodat. Și învățasem să fac și eu literele respective, dar le făceam în oglindă. Și bineînțeles că nu mi-eșea Simona, mi-eșea Anumis. Și cu N-ul invers și cu S-ul. A, M, M, U, I, O, la fel, oricum le-ai scrie, dar N-ul și S-ul ție sunt întotdeauna întoarse. Și îmi plăcea asta cu Anumis, dar nu îmi dădeam seama că nu e Simona. Și pe urmă, mai târziu am aflat că Anumis, de fapt, este o specie de fluture de noapte. Și am zis, da, se potrivește și asta. Și după aceea, mai târziu, când am început școala primară, am avut șansa să am o învățătoare minunată care m-a învățat o gramatică fără greșeală, absolut impecabilă. Și în perioada aia nu citam la 9-10 ani, 11 ani, nu mai știu cum, dar eu citam revista Lumea, care exista pe atunci, care am citit-o până în liceu, înainte să termin liceu, și citam povești nemuritoare, recitam povești nemuritoare, Harapal și Prâzlea, Cel Voinic și Merele de Aur și etc., etc., povestiri care cred că, dacă ar fi, poate sunt traduse și nu știu eu, dar cred că le-ar citi toți copiii lumii, pentru că sunt atât de minunate. Sunt super, și citam poezie, pentru că știam că vreau să fac, știam atunci că vreau să fac ce fac azi. Și sigur că dacă spun Nichita Stănescu, toată lumea știe, sau Sorescu, sau... Dar, de exemplu, Brumaru, Ursachi, adică Emil Bota... Exact. Și Blaga și asta se studiau la școală și într-un fel erau la programul de figuri impuse. Dar eu citam pe acolo, nu mai țin minte cum mi-au ajuns în mână, dar știu că citam poezie și că aveam un caiet cu coperți și scriam poezii, l-am citit, nu știu,
zeci de mii de poezii, ca să-mi fac în caietul meu de eventual repertoriu în viitorul apropiat și după aceea să-mi aleg poeziile care m-ar fi reprezentat. Deci astea sunt cărțile, sunt multe, nu e un roman, de exemplu. Sau a fost un roman, a fost un roman care se cheamă, tradus în românește, Singur pe lume. Da. Și țin minte că îl terminasem de câte ori îl recitisem. Da. Și pe urmă, un titlu, acum când stau să mă gândesc, Singur pe lume, a zice Singur în lume, da. Traiectoria asta pe care o am, drumul ăsta, care... Călătoria pe care o face fiecare dintre noi, așa este? Da, da, dar sigur că toți facem călătorii, putem face călătorii și în minte și mă gândeam la călătoriile la sensul tehnic, practic, fizic al cuvântului, știi, când toți străbați țările, orașele și cunoști oameni, că de fapt asta cred că sunt o... uite, aici e un obiect pe care l-am adus pentru că e o mică ghirlandă și nu știu ce se vede din ea, mică ghirlandă și sunt niște mici steluțe de aluminiu prinse și mă gândeam că atunci când a trebuit să mă hotărăsc că în Franța se întâmplă altfel lucrurile pentru mine, m-am gândit ce aș lua de acasă, un singur obiect, dacă ar fi să-l iau, care ar fi acel obiect. Și atunci am luat pendula lui bunicul, bunelul, cum se spune pe oltenește, că eu solteancă. Dar sigur că pendula nu era un dulap, era o pendulă pe care o pui într-o sacoșă Ikea și reprezenta toată lumina, curățenia, fericirea copilăriei. Și în timp înveți că bagajele trebuie să fie cât mai ușoare și răspunzând prezent invitației tale, mă gândeam ce sunt eu, cine sunt eu, ce... Și mi-am dat seama că și de asta am venit cu acest obiect, tu m-ai obligat, dar invitându-mă, m-am obligat eu singură să mă gândesc la ce mi-e mai important și coronița asta, de fapt, înseamnă... toți oamenii care m-au clădit toate întâlnirile și am zis să fie aici cu mine și o port cu mine, adică că nu prin lume, că e foarte simplu, nici nu cântărește mult bagaj, deci asta este, știi, Marinuș Moraru spunea suntem ce sunt amintirile noastre și e și el pe aici undeva. Și e așa, dar pentru că amintirile se modifică. Noi, cu fiecare pas nou pe care îl facem în viață, ne îndepărtăm de amintirile, le mai înțelepțim altfel, pentru că și noi ne modificăm. Eu sunt... nu știu cum să zic, știi, ca noi, ca cuvânt împreună, știi, să te întâlnești cu oameni, toți ne întâlnim cu cineva și după aceea întâlnirile alea te marchează pe viață sau sunt doar așa o încrucișare de drumuri și te desparți și altădată mergi cu acei oameni toată viața și toată moartea, cum, adică chiar dacă oamenii aia nu mai sunt cu tine pentru că trebuie... trebuie să-i continui, trebuie să le continui gândul, menirea, în măsura în care îndrăznești să spui da, cred că am înțeles ce a vrut să-mi dea, să-mi spună, să-mi transmită. Și de asta am adus subiectul ăsta aici. I-am adus și pe ei. Ce bine că sunt alături de noi toți. Să se bucure că vorbim
Că vorbim poezie, că vorbim lumină, că vorbim speranță, nu știu. Da, așa este. Pentru că ai amintit de poezie, chiar voiam să te întreb, de ce crezi tu că se naște poezia? Sau mai bine zis, ce sentiment crezi tu că e mai fertil pentru poezie? Oh, Doamne, poezia se naște... Poezia se naște dintr-un gest, poezia se naște din muzică, dintr-un contratimp în jazz, poezia se naște dintr-o imagine pe care o vezi pe stradă, de exemplu, una din imaginile mele cele mai dragi, Paris, trotuar, dar acel trotuar putea să fie oriunde, nu era nimic special. Și venea toamna și bătea vântul și eu mi-am zis, uite, vine toamna, nu pentru că a căzut o frunză, că am văzut frunze căzând de milioane de ori, dar erau doi puști, nu, trei erau, și făceau concurs care prinde primul frunza căzândă. Și am stat și m-am uitat după ei și venea să mă joc cu ei și mi se părea totul atât de poetic. De... Ce frumos! Da, și... spune asta și îmi vine în minte Alexandru Ștarc, care avea minunile alea de emisiuni, dar nu știu câtă lume mai știe că se întâlnea și cu copii și că la un dat a scos o cărticică cu vorbele copiilor, care sunt niște haicuri absolut incredibile și mi-aduc aminte de una că am vorbit de frunze, care spune de ce cad frunzele, răspuns, pentru că le cheamă iarba. Sau de ce tac peștii? Peștinii nu tac, ei vorbesc, dar vorbesc cu vorbe care tac. Foarte interesant. Da, asta e poezie curată. Dacă dai voie, una dintre poeziile pe care eu le am cele mai aproape de suflet la modul acesta este răspunsul la o întrebare pe care l-a dat Adrian Pinte. Cătălin Ștefănescu l-a întrebat de ce cad stelele și instantaneu Adrian Pinte a răspuns ca să se nască oameni. Oh, ce frumos! Da, el mi-a rămas întipărit în memorie lucrul acesta și n-am uitat niciodată interviul acela. Absolut minunat. Așa că mi se pare extraordinar ce ai spus. Foarte interesant. Nu, eu știu foarte bine, am urmărit emisiunile, dar nu știam de această carte și îți mulțumesc că și eu, vreau neapărat să o regăsesc, sunt convinsă că există, nu mai există. Poate cine ne aude, cine ne ascultă, poate se gândește să o reediteze. Dacă o fi vreo casă de editură, deci pentru că vorbeai de și ce cărți, acum mi-aduc aminte alt autor care mi-a schimbat, nu mi-a schimbat, m-a orientat spre ce se întâmplă cu mine azi, Alexandru Monciu Sudinski. Nu știu câtă lume, oameni dragi, căutați să citiți Alexandru Monciu Sudinski. Tot așa e un amestec de poezie, de umor, de înțelepciune, de, știi, pe urmă e urmuz, pe urmă, știi, nu m-a provocat scot o bibliotecă dragă de... nu e nimic clasic, de fapt. Dacă stau să mă gândesc bine la cărți sau chiar și la poezie sau nu e nimic drum bătut. Sigur că am citit Eminescu, de exemplu. Dar, sau Coșbuc, sau... Dar tot pe alt drum am luat-o, știi? E ca la jazz, muzica clasică și jazzul și la poeți ca Nikita sau Brumaru, sau sunt oameni care, dacă știi să-i citești, vezi clar că au citit, i-au citit pe clasici și au făcut lecțiile bine. Și după aia și-au luat zborul. E ca în jazz, cum spuneam, știi, mari instrumentiști, mai compozitori de jazz, sigur și-au ascultat toți Beethovenii și Chopinii și Handel și... iar poezia, cum ziceam, așa, se naște... Totul, cred că
totuși să vibrez la poezie, m-aș bucura. Azi cred că se vibrează mai puțin la această coardă, pentru că trebuie să ai timp să o asculți, să o vezi. Ori la Goana Nebună de azi, cred că lumea nu mai are timp să întindă urechea și să audă acel vibrato de vioară, să reacționează mai mult la trompete, la lucruri, la heavy metal, la muzică mult mai decât la... Așa este, cum spui tu, dar în același timp stau și mă... Și în timp ce merg pe stradă, eu de obicei ascult muzică, știi, am căștile în urechi. Iar astăzi am avut un sentiment cu totul special pentru că am ascultat-o de bucurie. Și mi-am dat seama că omul acesta, în condițiile acelea cumplite, deci eu nu mai auzea, surzise, da? A putut să compună un asemenea miracol, nu știu cum să-l numesc. Și în timp ce mă gândeam la asta, priveam în jurul meu. Și când am remarcat câtă tristețe se află pe chipurile oamenilor și câtă, eu nu știu cum să-ți spun, mi-am dat seama că nu mai este la fel, s-a schimbat ceva. S-a schimbat ceva. Suntem altfel, ne-am modificat cumva, știi? Mi-am dat seama în metrou că eram singura care zâmbea. Deși purtam mască, eu zâmbeam, știi? Pentru că ascultam ceva. Pentru că acea bucată muzicală m-a făcut să mă gândesc la poezie. Realmente, deci, de la început și până la sfârșit, această odă a bucuriei pe mine m-a dus cu gândul la poezie. Știi? Da, e. Oda bucuriei. Este. Oda bucuriei, da. Ce bine ar fi să, nu știu, să se mai transmită cineva la televizor din când în când, da, în loc de... Da. În loc de altceva. În loc de multe lucruri mediocre, îndrăznesc să spun. Da, fără discuție. În loc de aceleași bucle de muzică populară, am tot respectul pentru folclorul românesc, îl iubesc foarte mult, am crescut cu poezie populară, culeasă din tot felul de meleaguri românești, datorită unui alt om care și el aici și care se cheamă Iosif Herțea, mare etnolog, mare muzicolog, dar aș prefera o oda bucuriei din când în când decât... Da, și eu la fel. Din când în când mai ascult, știi, și la un moment dat m-am trezit adică pur și simplu fredonam ceva și nu mi-am dat seama pe moment ce, știi? Și apoi zic, mă zi, dar de unde știu? Mi-am dat seama, eu fredonam Brahms fără să vreau. Era, mi-am amintit pur și simplu, știi? Zic, mă zi, e incredibil, zic, dacă mă pune cineva să spun de unde, ce și cum, n-aș putea să spun. Dar mi-a rămas așa, știi? Și mi se pare extraordinar că se întâmplă încă lucrul acesta, știi? Acum, n-am nimic, vorba ta și eu ascult muzică, de exemplu, Maria Tănase, pe care o ador și îmi place la nebunie, Fără Miță Lambru, sunt atât, slavă Domnului. Mă prindea, țin minte, când eram mică, îmi plăcea să am o noapte de revelion până târziu, când adormeau toți. Pentru că dimineața, întotdeauna, aveai partea de cântece de petrecere, știi? Când era și Perinița, se cântă... Eu n-am mai auzit pe nimeni să vorbească de acest joc al nostru specific românesc. Așa e. Da, deci nu am mai auzit pe nimeni să spună nimic de Perinița. S-a desumflat Perinița, așa de... Și îmi plăcea, știi, să urmăresc, cântau Romica Puceanu. Erau atâția, incredibil. Fiecare gen muzical are partea lui de frumusețe și partea lui de... bucuria, așa, știi, pe care trebuie să o împărtășească cu cei care se îndrăgostesc de unul sau de altul. Aș vrea să te întreb, pentru că vorbim despre această meserie pe care tu o faci, meseria de actor. Când ești pe scenă, dăruiești. N-ai cum altfel, adică mie așa mi se pare. Da, sper. Așa, se simte, cum se... Dar ca să dăruiești, trebuie să te alimentezi cumva. Tu cum te alimentezi? Cum îți... De unde ție energia pentru... Din foarte multe, foarte multe, să nu exagerăm, din câteva surse și resurse care unele sunt constante,
Altele se hrănesc din cele constante, apar, apar, cum să spun, punctual și, și depinde foarte mult de locul unde mă aflu, dacă e vorba de film, dacă e vorba de teatru și de limbă. De exemplu, am făcut un... L-am făcut și îl mai joc încă, un monolog despre injustiție economică pe care l-a scris Walshon. Walshon, așa când spui numele, puțină lume zice da, știu, și după aia când îi văd fotografia, zic da, știu păi foarte bine, pentru că de fapt e un actor, e fiul lui William Shon, care a creat The New Yorker Magazine și așa mai departe. Și acest monolog nu l-am jucat și nu cred că am să-l joc vreodată în română, că nu are sens să fie în română. Deci îl joc în engleză și în franceză. Și ca să revin la ce întreb, energia, când e în engleză, deci trebuie să fiu în baia, în lacul, în marea limbii respective și atunci trebuie să mă plimb și mă plimb pe stradă și spun textul, că e New York sau e Canada sau unde mi s-a întâmplat sau la Stockholm sau unde l-am jucat în engleză. Și energia vine de la oamenii cu care mă întâlnesc, vine de la ritmul orașului. Și pentru asta trebuie să-i mulțumesc altui om, un regizor american, care trebuia să lucrez puțin pentru ca să fie pronunția bună, în dicție tot. Și spuneam, îmi trebuie o sală să repetăm și să repet înainte și mă te chem să mă ascult. Și mă întreabă, dar ce trebuie o sală să repet? Îmi zic, știi, să repet, să mă adun, să... Și el îmi spune, you don't need a stage, just walk your fucking lines. Du-te și plimbă-te-le, n-ai micul, plimbă-ți replicile de aici. Și de atunci am plimb replicile, le alerg, știm, altă sursă de energie când ai... E o chestie și de performanță, adică să stai pe scenă, să vorbești 75 de minute și întâi de toate să încerci să nu uiți textul, pe urmă să încerci să-i dai o energie, să transmiști ceva, să dăruiești ceva, cum zici tu. E mult mai ușor să... Adică e mult mai greu să alergi, să-ți alergi replicile sau să le noți, ca atunci când te duci pe scenă și doar le spui, să ți se pară foarte... foarte ușor, știi? Și asta e una din surse. Apoi sunt oamenii cu care mă întâlnesc, oamenii cu care m-am întâlnit și care chiar dacă nu mai sunt aici, mă gândesc la ei și îmi dau energie. Și altă stea de aici se numește Lars Noren. Se numește, se va numi mereu, chiar dacă nu mai e printre noi. Și am avut șansa, onoarea, cinstea, bucuria, aș înșirui așa în neștire vorbe de gratitudine și de veșnică recunoștință clipei care a făcut ca să ne întâlnim, pentru că spectacolul acest The Fever al lui Walashon e pus în scenă de Lars Noren și el îmi dă, știi, de departe de acolo. Altă sursă, de asta spun de surse constante, e Cătălin Naum, care și el este aici. Da, trebuie să amintesc. Care m-a învățat de mică, cum, ce înseamnă să tai într-un text, cum ce înseamnă teatru. Cătălin Naum, pentru cine nu știe, înseamnă teatru podul și podarii și un mare profesor, un mare mentor. Înseamnă Octavian Cotescu și energii constante, înseamnă Sanda Manu, care vorbesc și azi și care mă întreabă, dar te-ai gândit de ce Maiorul Albu e așa? Dar te-ai gândit că poate e cea că asta e vorba de Herta Müller și doamna Sanda Manu, la fel este e un om care are o vârstă mai mult decât onorabilă azi și care, ca lumânarea, știi, nu pierde din forță, pierde, dar gândul, inteligența e absolut sclipitoare când o provoci să vorbească teatru, e acolo cu tine și îți spune niște lucruri, îți spune niște întrebări absolut excepționale. Deci de acolo mă încarc
Și apoi, din sările de spectacol, știi, te duci pe o scenă și e energia imediată, e vibrația scenei. Și întotdeauna, oriunde ar fi, că e la Timișoara, unde am jucat ultima oară, sau că e în Algeria, în Alger, sau că e, nu știu, Luxemburg, sau... Sala aceea e altfel, e ca și aici, dacă m-ai rugat să joc, știi, te hrănești din cărămizile astea, din portretele astea, dacă trebuie să rămână cu mine. Și am descoperit în timp că plăcerea e să te duci, e un moment magic, știi? Înainte să înceapă spectacolul, când toate lucrurile s-au pus în ordine, lumina a fost verificată, sunet, orice... au venit plasatorii să vadă dacă sala e curată și după aia toată lumea pleacă. Și un moment așa de liniște, de grație aproape, știi, când totul abia așteaptă, simți parcă rămasă energia de ieri de la un spectacol, lumea care a venit să primenească spațiul, sala, și așa o vibrație, știi, ca la frunze, da. Ca la plop când e doar adiat de vânt și stai acolo și te îmbibi de el și spui sau nu spui o replică, de obicei fac mișcare pe jos, mă întind, și te întorci și zici să dea Dumnezeu să am puterea să mă întâlnesc cu publicul, să... Și apoi e întrebarea aia, știi, energia vine și de acolo, că asta vorbeam cu Lars Noren când am făcut The Fever. Știi, e o meserie de boieri, e o meserie de copii și o meserie iarăși de obraznici, știi? Adică cine sunt eu sau ce sunt eu? Să îndrăznesc, să te deranjez pe tine, spectator, să mă duc pe o scenă, să mă pună în lumină. Și să zic, dă-mi 40 de lei, 40 de euro, ce-or fi ei banii care plătești, pentru că povestea pe care eu am să ți-o spun e cea mai minunată și trebuie să vii să mă vezi pe mine, nu, știi? Că ești într-un personaj, că ești în 2, în 5, în 10, știi? Eu sunt, astăzi, asta înseamnă, știi? Mă sui pe scenă și zic, am de zis ceva? Chiar am de zis ceva? Sau, și da, dacă nu spun povestea asta, mor. Da. Adică, spiritual, mă sting. Trebuie să vorbesc despre injustiție economică. Trebuie să vorbesc despre femeia de servici care a luat condamnare pe viață, că vine și șterge după tine. Trebuie să spun asta, trebuie că altfel ard înăuntru meu. Știu că am citit înainte de a ne întâlni, pentru că era normal, știi, să mă documentez. Și mi-a plăcut ceea ce a spus Lars Noren de spectacolul acesta, știi, de acest eveniment, până la urmă, The Fever. Spunea că este un proiect care trebuie să schimbe oamenii, indiferent dacă vor sau nu. Mi s-a părut foarte interesant afirmația lui, știi? Deci e un text care te schimbă, indiferent dacă vrei sau nu. Deci nu pleci la fel după ce ai văzut acest spectacol. Da, așa e. Asta s-a spus, cam peste tot pe unde m-am plimbat mai mult, că el nu putea să meargă cu mine normal. Și avea treabă, avea de scris, că spunea, trebuie să scriu. El fiind și poet. Poet, da, cu totul iar, special. Da, poet, exact. A scris foarte mult în poezie și la un moment dat s-a întâlnit cu teatru, o altă întâlnire, și a scris un poem în care și-a luat adio de la poezie și după aia avea altă dimensiune de poetică. Și a spus, și-a luat, cum spuneam, adio de la poezie și a început să scrie teatru, numai că, din păcate, aici e prea puțin cunoscut, cred că se știu două piese ale lui și cam atât. Când îl citești, îți dai seama că poetul din el nu l-a părăsit niciodată și că îl însoțesc în aproape haină în fiecare replică, dar închid esența prin care povestește, dăruiește o poveste cu personajele pe care le descrie și ca să mă întorc la ce
evocai tu din ce povestea Lars Noren despre spectacolul ăsta. Asta cu schimbatul, știe să schimbi ceva, cred că e important, adică să te duci la teatru, sigur că poți să te duci să petreci un moment ușor, agreabil, distractiv, dar e bine când te duci și când pleci de acolo și îți mai pui o întrebare în plus sau te gândești mai mult la cine ești, ce faci. Ori cu Lars Noren și cu acest text, știți, sunt actori care sunt foarte fericiți că îi recunoaște lumea pe stradă sau că li se cere un autograf sau că joacă Hamlet în Hamlet sau Hedda Gabler în Hedda Gabler. La mine nu e chiar așa. La mine, mai când mă gândesc la Hedda Gabler, zic, aoleu, iar se împușcă, iar știm sfârșitul. Când mă gândesc la Arcadina sau la nu mai știu ce, zic, aoleu, iar merge la Moscova și nu mai ajunge. Iar o luăm de la capăt. Și atunci, știi, sunt în partea cealaltă unde zici, dacă pot să schimb ceva. Și uite că cu Lars Noren și cu textul, pentru că sigur că felul în care el l-a pus în scenă a dat o linie radicală, ăsta e cuvântul textului, dar când joci un spectacol și ești într-un orășel oarecare și te așteaptă niște puști la sfârșit, care nu au mai mult de 16 ani, și vin să-mi spună, știți, am venit doar să vă întrebăm, am înțeles noi bine textul, adică noi trebuie să schimbăm lumea, e cea mai mare răsplată, e cel mai mare cadou, e cel mai mare premiu pe care poți să-l iei. Și da, înseamnă că am dăruit ceva și că le-am transmis ceva. Ai anticipat cumva că eu chiar voiam să te întreb ce ți-a luat și ce ți-a dat teatrul, știi? Și tu acum vă povestești de acești copii minunați care, iată, și-au pus această întrebare. Oare asta trebuie să facem, să schimbăm lumea, știi? Da, ce ți-a luat și ce ți-a dat, știi? Teatrul îți ia câteodată, cred că oricui se întâmplă asta, poate să... Uite, ce mi-a luat mie? Mi-a luat momente de libertate, într-un fel, pentru că ca actor depinzi. Actorul e cel mai... în meseria asta e cel mai dependent. Uh-huh. Pentru că el depinde de un regizor să fie ales pentru un rol, depinde de scenograf, de cum îl vede, depinde de parteneri, că nu e singur, și sunt tot felul de frustrări, de nemulțumiri. Acele nemulțumiri pot să se transforme, să dea un orgoliu care cred că e total neconstructiv. Dar după aceea, dacă faci pace cu lucrurile astea, ți se dăruiește foarte mult, pentru că teatrul îți dă tot felul de lumi, îți dă tot felul de de călătorie incredibile, îți dă o dimensiune, cel puțin asta am trăit-o așa în anii ăștia, în ultimii ani, îți dă un principiu al ubicuității, nu știu cum. Ești aici și ești în altă parte și ești pe scenă și știu, mulți spun că e schizofrenie. Sună periculos cuvântul, știi, și nu vreau să mă duc acolo, dar am mai zoată cuvânt împreună, știi? Îți dăruiește asta, să ai cuvânt împreună cu celălalt și cred că noi actorii ar trebui să ascultăm mult mai mult muzică, știi, mult mai mult, știi, e cam jazz când se face jam session, pentru că acei muzicieni sunt fericiți că vibrează împreună și că unul mai găsește o notă și la baterie mai e o măturică care vine să fie în sotovoce, știi?
cuvântul ăsta împreună, dialogul ăsta, știi să-l asculți pe celălalt și să-i dăruiești, să-i ridici la plasă, cum se spune când trebuie. E atât de complex, știi, ce ți-a luat, ce ți-a dat. Îți dă, cum spuneam eu, meserie și duh brasnic, stă bucuria asta la trece și pe scenă și te-aș juca ca la 5-8 ani să știi hoții și vardiștii. Acum eu sunt hoțul și tu ești vardiștul și mâine seară invers. Și, deci te joci ca un copil, știi, da, câteodată îți fură din viață, îți fură momente în care ai fi vrut să ai așa, nu știu, ceva banal, să te gândești când mă duc la munte sau când zbor pe nu știu ce insulă să-mi petrec și o vacanță. E altfel, știi? E altfel, dar cred că în orice viață de om, meseria pe care o faci, știi, că e brutar, că e... Totul să fie pasiune, cred. Da. Știi, totul să fie pasiune, în primul rând, pasiune. Cu talentul, după aia, zic că dacă e pasiune, e cumva și talent. Pentru că te arunci acolo, știi, te arunci și zici, om vedea, mă dau cu capul. Dacă nu m-am dat cu capul și nu s-a spart, înseamnă că am ieșit afară și că am învățat ceva. Teatru dă multe și oamenilor, știi? Ce ți-a luat, ce ți-a dat ție teatru, de exemplu, ți-aș putea pune aceeași întrebare. Oh, da. Ce ți-a luat ție teatru, ce ți-a dăruit? Sper că teatru dăruiește foarte mult. Foarte mult. Eu am primit foarte mult. Recunosc. De luat, nu știu dacă chiar nu pot să-mi dau seama dacă mi-a luat ceva. Dar de primit. Am primit enorm din partea teatrului. Pentru că, exact cum spuneai tu, știi, în primul rând eu am făcut cunoștință cu teatru la radio. Deci am crescut ascultând teatru radiofonic. Mi-amintesc și acum, cred că aveam 5 ani și bunica mea avea un difuzor, știi, cum era înainte. Și mă obișnuisem cu vocile, începusem să știu cine... Da, să ne cunoști actorii. Da, să știu cine e acolo prezent. Și nu mă puteam desprinde de radio până nu aflam, bineînțeles, ce se întâmplă, care este finalul poveștii. Povestea m-a atras în sine, știi? Și încet, încet, n-am mai rezistat, am început să pun întrebări, dar ce înseamnă teatru, dar eu cum ajung să văd teatru, dar unde e cel mai apropiat teatru, știi? Și am avut noroc pentru că părinții mei au fost deschiși, mătușa mea la fel, sora mai mare a tatălui meu, care m-a luat de mână și m-a dus la teatru, m-a dus la cinematograf, m-a dus la Ateneu, m-a dus peste tot unde a simțit că am nevoie să fiu prezentă. Și, da, am primit enorm din partea teatrului. Foarte, foarte mult. L-am văzut prima dată... Știi cum am simțit? Că este magie pură. Nici nu mi-amintesc în clipa aceasta, ce spectacol a fost primul? Chiar nu mi-amintesc, să știi. E o întrebare la care nu m-am mai gândit de mult. Deci nu mi-amintesc ce spectacol am văzut pentru prima dată. Pe scenă, așa, știi? Eram prea mică. Da. Eu mi-amintesc așa de mine. Da? Eu da. Nu știu de ce nu reușesc să mi-amintesc. Pentru că vorbeai de radio, știi? Decizia. Uh-huh. Decizia asta e cuvântul. Hotărârea mea ca asta să fac, adică să fac meseria pe care o fac, a venit după ce am fost aleasă de o altă stea de aici, care se cheamă Liviu Tudor Samuilă și eram vocea de copii la radio, într-o emisiune cu copii, despre copii, pentru copii și i-am fost alături ani de zile. Până când am devenit majoră și nu mai puteam fi considerată copil. Și apropo de călătorii, acolo am învățat eu și de acolo, știi, radio îți dă o mare smerenie. Pentru că tu ești o voce care transmite doar unui ascultător o lume. Și da. Eu mă gândeam cum să-i transmiți povestea pe care vrei tu să-i o spui. Și
nu mi-aduc aminte cum am fost la teatru, dar știu exact unde am fost și am văzut un uriaș spectacol. Aș fi așa de fericită să aflu că mai există undeva filmat, dar mi-e teamă că răspunsul e nu. Sigur, mai sunt niște fotografii sau poate mici resturi de peliculă. Se cheamă Leon și Lena, da. Pus de altă steluță de aici, Liviu Ciulei, marele regizor Liviu Ciulei. Și era de o modernitate care nu știu câte spectacole românești, da, se pot cu care, mai precis, se pot lăuda. Și știu că după aceea m-am dus de nu știu câte ori să-l văd, deci nu înțelegeam, adică ce să înțelegi la 11 ani, Büchner, o piesă neterminată. După aceea a fost Elisabeta Tociulei și atunci am hotărât că da, că ăsta e drumul și că vreau și eu să mă joc cu mărcuțele sau să zic eu muscă pe perete sau să... Deci asta țin minte. Știi, alți oamenii de, știi, din nefericire pentru mine nu m-am întâlnit cu Liviu Ciulei pentru că așa a fost viața să fie. Deci tatăl meu, eu sunt fată de arhitect, au fost colegi de facultate și îmi spunea, du-te la Liviuțu și îmi spuneam, cine e Liviuțu? Și îmi spunea, du-te la Ciulei și spune că ești fata mea. Du-te la Paulică, cine e Paulică? Bornovski, du-te și spune că ești fata mea. Niciodată n-am îndrăznit să fac asta și acum regret că nu m-am dus la Liviuțu să-i spun măcar, știți, așa de mult aș fi vrut să... Dar m-a ajutat, mi-a transmis pentru că l-am... știi, ca untul pe pâinea caldă, știi, am atâta Liviu Ciulei am mâncat atâta, că nu se poate să nu te, știi, să țintre așa prin... Este suficient să privești imaginile cu el la repetiții. Oh, și da. Sunt absolut, mie mi se pare că am văzut înregistrările și mi s-au părut extraordinare. Bine că există. Da. Modul în care reușea să transmită actorilor ce își dorește de la ei, știi? Și cum puncta anumite lucruri și cum încerca să le arate ce vrea el, mi se pare extraordinar. Și pentru că vorbești de asta, deși n-am avut norocul și bucuria să stau în fața Liviu Ciulei și să-mi dea o indicație, știi, exact cum spui, când te uiți e ca și cum, știi, și îl compar din punctul ăsta de vedere cu Lars Noren, pentru că amândoi aveau în comun același lucru la nivelul mâinilor, vorbesc. Sigur că sunt doi artiști diferiți, și că, dar îngrozitor de modern amândoi. Vorbeau cu mâinile foarte mult. Ciulei vorbea și când tăcea, mâna era ca o continuitate, ca o pasăre care îi poartă vorbele în zbor și știu că eu mă uitam fascinată la mâinile lui, având niște mâini așa de prinț de om din povești. La Lars era invers. În ce sens? Lars avea mâinile, cred că cele mai urâte pe care le-am văzut vreodată să fie mâini de bărbat. Dar erau atât de expresive, erau ca mâinile țăranului care atât a muncit pământul, că au devenit noduroase și strâmbe, și pentru că se comunica cu el prin, el nevorbind franceză, când am lucrat primul spectacol cu el, vorbea și la un moment dat nu-și mai găsea cuvintele în engleză și termina, făcea chestia asta așa, și la un moment dat mi-a și spus, unde te uiți mâna? Și zic, mă uit la mâinile tale, alege. Păi zic, vorbești cu ele mai mult decât îmi spui prin vorbe și mă ajută enorm, știi? Asta știi, uite, detalii, știi, să știi să asculți... Da, uite, asta știi, să asculți tăcerea, pentru că eu nu-mi găsesc cuvântul acum, știi? Și zic că asta, de fapt, vorbește mai mult, știi? E ca fotografia care spune... 1000 de cuvinte, e ca gestul în dansul contemporan, dar în dansul contemporan care e, să spunem, Pina Bausch, știi? Aha, mă întrebai de poezie și acum venind către tine, mi-am adus aminte de munca ei
de coregraf și de, a fost și o mare dansatoare. Și cum a ajuns către sfârșitul vieții, a murind de o boală grea, să devină în ce în ce mai ușoară, să fie ca un fulg în tot ce făcea. Și la un moment dat, știi, poezie și gesturi, știi, a simbolizat toate anotimpurile în niște gesturi, știi, vara, iarba, soarele, toamna, frunza care cade, iarna, frigul. Exact. Îmi amintesc că îți urmăream mâinile și mi-am amintit exact partea aceasta din filmul pe care l-am văzut și mi s-a părut extraordinar. Deci mi-am amintit fiecare gest. Da. La primăvara. Vara, soarele, frunza, iarna. Poți să spui mai bine, mai scurt, mai... Da. De copii, adică, știi, limbajul ăsta în care ai pus totul, cu ce vorbe să mai... A fost o experiență foarte interesantă, vizionarea de presă, pentru că m-am dus înainte de a fi premiera filmului, știi? Și după aceea am simțit nevoie să-l mai văd odată. Și l-am văzut împreună cu foarte mulți tineri. M-a impresionat când am plecat de la film să văd lacrimi în ochii acestor copii. Că care te amintesc că ascultau cu totul altceva, știi, în căștile lor, alt gen muzical. Dar să-i vezi cu o lacrimă în colțul ochilor după ce au văzut acest film despre Pina și despre modul ei de a, exact cum ai spus și tu, știi, de a îți arăta cum vede ea lumea, știi, prin intermediul dansului, mi se pare extraordinar. Știi, de acum, pentru că și ai o steluță aici, da. Mi-am dat seama, știi, când mă întrebai tu de energii, știi, nu-ți vin toate în minte, dar, de exemplu, eu, mai ales în momentele în care a trebuit să și lucrez singură sau când am făcut The Fever, de exemplu, care e un spectacol, cum ziceam, foarte radical, în sensul că eu stau 75 de minute într-un punct fix și nu se mișcă decât partea de sus, uh-huh. Și la sfârșit doar dau costumul, mă rog, un soi de palton, haină, rochie, palton, nu știu cum se spun, pardesiun, un palton, și am o sticlă cu apă și asta e tot, și mă descalț și zici, cum am voie să mă mișc atât, negociam cu Lars, ai voie să faci asta, ai voie să faci atât, era totul de un minimalism absolut înfiorător de greu de dus. Și mi-aduc aminte energie, că din asta m-am hrănit. Din Pina Bausch, din Caetano Veloso, care este un mare, mare om de... Când vorbeam și muzică și... care cântă absolut minunat și care cântă și la chitară și mă hrăneam din... a mă uita la el și a îi urmări mâinile și ochii și vocea și ce înseamnă să cânti în sotovoce, de fapt să cânti absolut impecabil în sotovoce e mult mai greu decât să pui bojocii să pui decibelii afară. Și exact cum spunea Lars Drăguțu, spunea ce știe, mai bine să întindă urechea spectatorul către tine, să zic că am înțeles și oare bine ce mi-ai zis, decât să te duci tu și să-l agresezi și el să rămână lipit de scaun. Așa este, să știi. Și știți, vine cineva să-ți spună, eu cred că toată, eu nu mă iau în serios. Că mă duc la treabă, fac treaba serios, dar nu mă iau în serios. Cred că sunt prima care fac mișto de mine însă. Și cred că câteodată când ne ducem și muncim și, și suntem actori și personaje și așa, ne luăm prea mult în serios, știi? Și zice, mamă, ce facem noi e foarte important. Și mi-aduc aminte de Lars. Făceam o piesă război, se chema piesă îngrozitor de grea, nu intru în amănunte, dar îngrozitor de grea, îngrozitor, oribil, oribil, oribil. Și a venit la mine și m-a luat în brațe, era foarte tactil, micuța mea, și m-a strâns în brațe. Și mi-a zis, Simona, hey, have fun! Și am zis, ce-ai zis, Lars, cum adică să have fun? Și el spune, păi da, asta e teatru, nu trebuie... Și în momentul în care faci asta cu bucurie, nu te iei în serios, cred că e... El mai spune ceva ce mie mi-a plăcut foarte tare. A spus că, ca să citez exact,
voi avea multe învățat prin fiind ochii și urechile Simonei pe scenă, apropo de FIBA. Da, e adevărat că a zis asta. Da, da. Da. Deci mi-a plăcut foarte tare ce a zis. Da, pentru că de fapt așa a și fost tot parcursul lucrului cu el. Și după aia m-a așteptat și de departe, pentru că nu mai voia să lucreze, zicea că are mult prea mult de scris și că n-are timp să lase pe hârtie toate personajele care îl pântuie. M-a ajutat și pentru Herta Müller în felul lui, de asta e și trecut pe afiș și nu scrie regie, scrie cu sprijinul Cătălina Om, Sana Manu Lasnăren, pentru că ei m-au ajutat, ei trei m-au ajutat să duc spectacolul la capăt. Oameni pe care ai cunoscut și care te-au marcat, iată. Da? De aceea sunt și acolo. Da, 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 absolut. De asta am ținut să vin coronița de stele. Pentru că vorbeam de energie, ți s-a întâmplat vreodată să joci cu sala goală? Da. Și am învățat atât de mult. Sala goală înseamnă că era o sală de, nu știu, 100, mai mult, 180. Și în sală erau 5 spectatori. 5. 5. Da, pentru că sală goală nu există, știi? Da, sală goală, dar e ca și cum. Și mă văd ce acum intrând, pentru că așa era începutul spectacolului, e vorba de același monolog. A fost acum niște mulți ani și pentru că era într-un teatru privat, în Franța există sistemul ăsta de teatru privat și teatru subvenționat. Aici echivalentul ar fi teatru subvenționat și teatru independent, dar acel teatru privat de acolo e mult mai, spunem, fastuos, mijloacele lor sunt mult mai mari. Și jucam în acest teatru privat, nu eram un nume, nu se făcuse reclamă, nu se făcuse etc. Și am avut și o seară în care am avut 5 spectatori. Și știu că am intrat înăuntru, prima dată am avut impresia că nu e nimeni și așa e, intru prin sală, urcam pe scenă și am zis, și doi dacă sunt. Da. Trebuie să joci, pentru că mi-am adus aminte de ce îmi spunea Cotescu când eram puștoaică, îmi spunea, știi, tu care ești tot timidă, gândește-te că atunci când te sui pe scenă, chiar dacă sala e plină și ție ți-e frică, gândește că există un om care e acolo numai pentru tine. Dar n-a venit să-i vadă pe alții, a venit să-i vadă numai pe tine. Și în clipa în care am văzut, știi, apropo de energie, în clipa când am văzut pe acești 5 spectatori, m-am gândit la cineva de discotecu. Și m-am suit pe scenă și am făcut spectacolul și lumea nu s-a mișcat de acolo. Și la sfârșit voiau să... Asta m-a impresionat, știi, voiau să umple sala cu aplauzele celor care nu și-au aplaudat și eu nu mai voiam să ies și aplaudau și strigau și se ridicaseră în picioare. În Franța și în general în țările occidentale lumea nu prea se scoală în picioare, cum e tradiția aici în România, în Andou ne sculăm și aplaudăm. E așa o tradiție încât Andrei Șerban a insistat la un moment dat cu pancarta, vă rog, nu mă sculați în picioare. Da, sigur că și asta e o tradiție, poate, și un gest de respect față de cel care ți-a dăruit momentul acela, dar când te scoli în picioare și aplauzi pe oameni și afară să zici ce prostie de spectacol, eu nu mai înțeleg coerența între ce ai făcut și ce zici după, știi? Sau nu te scoli deloc, stai jos și... Apropo de ce îmi spui tu, știi, am văzut un lucru foarte interesant. Se desfășura într-o aulă un curs al unei profesoare și le-a arătat coperta unui caiet. Și le-a spus, ce culoare are caietul acesta? Și toți au spus verde. Da, e foarte adevărat. Este verde. Dar când va intra colegul vostru care va întârzia, am să vă rog să spuneți toți că este culoarea roșie. A intrat colegul în sală pentru că a întârziat și a ridicat din nou și a întrebat ce culoare are acest caiet. Și toți au spus, roșie, roșie, roșie. Omul se uita în jurul lui, venea să creadă, pentru că el vedea clar că are culoarea verde. Știi? Și la un moment dat, profesoara îl întreabă și pe el, ce culoare are? Și el, pentru că s-a simțit cumva așa, a spus roșie. Da. Și mi s-a părut un experiment extraordinar de interesant. Da, este. Și l-a întrebat după aceea, de ce ai acceptat să spui roșie, când tu vedeai foarte clar că este verde? Și? Și răspunsul a fost cel pe care îl bănuiești.
Dar mie mi-a dat foarte mult de gândit și în același timp mi-a dat răspunsul la foarte multe lucruri. Mai ales acum în perioada asta, știi? Da, spiritul de turmă. Te auzeam vorbind, cred că de două ori ai accentuat faptul că tu spui despre tine că ai fi timidă, știi? Da, așa e. Dar există vreun defect pe care tu crezi că l-ai? Vreun? Defect. O, Doamne! Timiditatea asta câteodată, pe care la urmă mă aștă când sunt pe scenă, dar viață nu, îmi place să vorbesc de mine, de ce am făcut eu, sau îmi place să vorbesc de ceilalți, de întâlniri. Eu sunt o sumă de întâlniri. Ți-aș vorbi ore de Cătălin Om, de Lars Noren, de nu știu, de toți oamenii ăștia care, toate amintirile cu Cotescu, care sunt poate ale mele, dar mai ales și ale altora, sunt... defect, timiditatea face că am momente când intru în panică, pentru că uite cum a fost și azi, întârziasem din cauza circulației, voiam să aprind... s-a aprins luminițele, am cerut ajutor și mi-era jenă că lumea stătea... era chestia asta, oamenii au stat după mine, știi, și intru așa într-un soi în loc să zic, stai un pic, suntem aici ca să ne ocupăm de lucrul ăsta și să iasă cât mai bine, știi, și deci mă dau la o parte ca să se întâmple mai bine, chit că eu sunt cea care sufăr după aia. Da, e un defect să, știi, să nu fie egoist câteodată, să nu zici, băi, acum e vorba numai de mine și de mine și de mine. E un defect, da, e un defect. Mai sunt și altele, dar nu știu dacă e important. Nu, pur și simplu mi s-a părut că era... important, știi, să vorbim și despre asta, dar mai este ceva ce aș vrea să știu, pentru că tot vorbeai de cum decurge o zi și de clipele pe care le petreci acolo pe scenă și ai vreun moment preferat din zi? Am chiar două și câteodată chiar dacă nu am treabă, mă scol foarte devreme și mi-am dat seama de momentul ăsta preferat. Mi s-a consolidat în timpul primului val al apariției fenomenului bal mascat obligatoriu și e dimineața, zorii zilei, când cântă păsărelele și știu că ascultam rândunicile și că nu trecea niciun avion pe ce și le ascultam și era așa și aveam nevoie de sunetul lor, apropo de energie care te încalcă, pentru că în Herta Müller textul vorbește mult despre rândunici. Deci ăsta e un moment și al doilea moment e seara, la, știi, când se îngână ziua cu noaptea, când apune soarele și mai ales vara mă topesc și când, știi, mai tragi de, mai te înalți un pic să vezi ultima geană de soare și dacă dă Dumnezeu să fie și o zi însorită. Ce frumos! Da. Aia mă încarcă și dacă mai prins să fie și la mare, la noi răsare soare din mare, da, locul unde apune și să-l vezi așa cum se... și te gândești că cineva îl vede în partea cealaltă. Astea sunt momente preferate și aș vrea, bineînțeles, dureze mult mai mult decât... Dar poate că e bine că nu durează așa mult ca să poți să le apreciezi valoarea, știi? Unii cum am zis, am un clipa în care nu mai ai un lucru, îți dai seama cu adevărat de valoarea lui, știi? Asta se extrapolează la oameni, la... Așa este. Pentru că ai punctat acest răsărit și apus, mă gândesc, crezi că poți să-mi dai o definiție a libertății așa cum o vezi tu? Cum o înțelegi tu? Definiția libertății... Libertatea, în primul rând, e o dimensiune lăuntrică. Libertatea înseamnă curaj. Curaj de a fi, în primul rând, în
înăuntru liber, înăuntru tău, în sufletul tău. Libertatea înseamnă și deschidere, pentru că trebuie să te uiți în jur și să vezi din ce-i făcută lumea la asta, libertatea de a gândi, de a observa, de a asculta pe ceilalți și de a exprima ceea ce chiar crezi, în ce crezi cu adevărat, fără să-ți fie teamă de spiritul de turmă. Și libertatea e să spui că să spui bună ziua iubirii, pentru mine tot libertate e, știi? Și să mai spui, știi cum spunea Noica, pe care acum am început să îl recitesc, să mă întorc la el. Citam când eram puștoaică, apropo de cărți de căpătă, erau filozofii. Și Noica spunea, știi, nu mai mi-aduc aminte exact, dar e prim orice surâs al vieții, e suficient de un surâs al vieții și uite cum totul începe să recapete sens, știi? Și mă gândeam, în vremurile astea, viața ne surâde mai puțin, pentru că suntem bombardați de toate informațiile astea atât de contradictorii, suntem manipulați atât de mult, lumea s-a scindat, suntem pro, contra, orice. Și eu cel puțin refuz zona asta, am zis, nu e bine să intri acolo, pentru că te doare și mai tare capul și ești și din ce în ce mai puțin liber. Și când surâde viața, totul recapătă sens și surâde viața, uite, venim către muzeu aici, era o puștoaică care era cu tatăl ei și se juca și cerea tatălui, puștoaică, adică o fetiță de 3 ani, și cerea tatălui să o pună pe umeri ca să vadă lumea de sus. Mai de sus, de sus, vadă lumea de sus. Și îndrăznesc să recunosc că am stat minutul ăla să mă uit, să-i văd bucuria pe față, adică am mai întârziat un minut, știi, în cauza asta, că era chiar aici la colț. Da, libertatea, și libertatea e, înseamnă și demnitate. Da, libertatea înseamnă iubire. Iubirea față de celălalt și a lua de mână. Știi, fără iubire nu cred că există. Nu cred că putem exista. Libertatea, Doamne, înseamnă atât de multe lucruri. Înseamnă respect, libertatea. Și a face ceea ce crezi că se cuvine să faci atâta vreme cât nu faci rău nimănui. Da, nici măcar cu o vorbă. Corect. Dacă se poate. Nu corect. Știu. Știi că te auzeam acum vorbind și mă gândeam, apropo de vremurile pe care le trăim, când pare că nimic din ceea ce înseamnă cultură nu mai este susținut, nici bine văzut, pare că mediocritatea este la putere, pare că tot ce e de valoare trebuie distrus. Spune-mi, impostura, lipsa de repere, nu știu, agresivitatea, sunt acestea lucruri care te deranjează și pe tine? Doamne, iartă mai o întrebare inutilă într-o fel. Sigur că mă deranjează, pentru că trăim niște vremuri, știi, felul în care tehnica a evoluat. Zici, da, sigur, pălăria jos, avem telefoane mobile, putem comunica cu lumea largă, avem acces la informație imediat, dar cred că această tehnică a și accelerat procesul de mediocrizare a gândului, a oamenilor. Din ce în ce mai puțin oameni vezi azi că pun mâna pe o carte, toată lumea se duce, știe memoria imediat, și te mulțumiți că am găsit numele nu știu cui, pentru că am făcut pe telefon, veneam către încoace și alt detaliu, mă uitam și mă gândeam în viitorul apropiat câtă lume va avea certificatele în aer, vorbesc de tineri, pentru că toată lumea e cu gâtul frânt și se uită în telefon și îmi dă like-uri pe Facebook sau joacă nu știu ce jocuri. Toate astea contribuie la
la mediocritate și la impostură și sigur că ți-e greu să vezi tineri care nu știu foarte multe lucruri, cum știu ei tot. Da. Și cum pun la punct și poate mai puțin curioși de o discuție cu cineva din altă generație. Eu, necrezând în povestea asta cu conflictul între generații, și aș zice neascultarea și contratimpul, de fapt, vine pentru că nici generația de vârstă, să spunem, poate nu mai are răbdarea să asculte da. Generația tânără, pentru că nu e dialog, pentru că n-au cum comunica, tocmai din cauza acestei imposturi, cred. Și faptul că mediocritatea a pătruns și sistemul de învățământ și acolo e baza, dacă acolo nu, dacă acolo n-ai pus bine, n-ai udat ce-o fi el, acel copac, copăcel, dacă n-ai pus apa care trebuie, n-are cum să iasă ceva dacă către excelență. Dacă n-ai pus căldură. Dacă n-ai pus căldură, exact. Dacă n-ai pus dragoste, nu prea are cum să iasă ceva foarte bun. Știi, te ascult acum și încercam să mă gândesc cum să te întreb. Dacă tu crezi că noi vom fi învățat ceva din lecția asta pe care ne-a dat-o această perioadă în care am fost obligați să stăm cumva în case, în care am fost obligați să purtăm măști, crezi că vom fi învățat ceva? Sau... Știi, eu sunt genul și văd catastrofa în față, prăpastia ce-o fi și zic, tot timpul mai e o soluție. Nu, nu o să cădem, nu o să... Câteodată sunt speranțe deșarte, câteodată parcă au naiva de serviciu care povestește gogomănii, dar mă gândesc că dacă azi umanitatea nu înțelege ce se întâmplă cu noi, cred că chiar ne ducem drept în zid și nu facem decât să grăbim procesul. Eu sper că lumea, că noi, lumea, mă includ, evident, că o să învățăm ceva și cei care îndrăznim să credem că totuși ne-a schimbat în bine, ne-a schimbat în mai responsabil, mai generoși, mai, mai umani, dacă ăștia care așa ne simțim și ne adunăm așa într-o grădină, poate că se transformă partea cealaltă, lumea care a devenit mai egoistă, mai rea, mai agresivă, mai dură, mai... Că altfel nu echip să... Și e trist. E foarte trist. De tot ceea ce mi-ai spus tu acum mă face să mă gândesc la un lucru. E ca și cum stau în acest drum al vieții, cu un felinar, așa, știi? Și în jurul meu e o rază de lumină și întâlnindu-te pe tine, mi-am dat seama că și tu ai un felinar. Și stând împreună, mi se pare că noi luminăm mai mult. Nu ți se pare la fel? Ba da. Și dacă, știi, mai luăm pe cineva cu un felinar sau dacă felinarele noastre sunt văzute, sigur lumea se va adună. Absolut. Asta este imaginea pe care eu o am în ceea ce... Știi, ca lumina de Sfintele Paști, știi? Exact. Eu am fost întrebată în Occident ce înseamnă asta, știi? Și pentru că au văzut la o biserică ortodoxă gestul ăsta de a pleca cu lumină și mă gândeam ce frumos e, știi, dar în momentul ăla de întuneric și doar ca simbol, nu intrăm în religie, nu intrăm în nimic, doar simbolul ăla, știi, de a da lumină și eu îți dau ție mai departe și celălalt, mai departe și celălalt, mai departe și după aia dacă te străduiești să ții luminița aprinsă și când sunt mai mult sigur că, știi, dacă se stinge la tine și dacă nu e cineva lângă tine, n-are cum să-ți dea lumină și da, asta înseamnă speranță pentru mine, exact, știi? Exact. Înseamnă speranță și înseamnă bună voință, bună înțelegere și bună înțelegere, știi? Și generozitate fără discuție și atunci sigur că zici, mai avem o șansă să
să stăm mai drepți, mai demn. Apropo de lumina asta, trebuie să-mi dai voie să-ți povestesc un lucru foarte important. Am avut șansa să cunosc foarte mulți oameni pe care sufletul meu îi iubea, știi? Și unul dintre ei este Grigore Vieru, care a venit la ușa redacției noastre, Jurnalul Național. Noi lucram la o ediție de colecție dedicată lui Doina și Ionel de Teodorovici, de care trecuseră prin experiența aceea tragică și au pierdut viața într-un accident de mașină. Și el a venit cu un text, pentru că a fost prieten cu ei, cu un text pe care să mi-l aducă pentru această ediție de colecție. A bătut așa cu o smerenie pe care am văzut-o foarte, foarte rar. Deci, un spirit extraordinar. Deci, o smerenie specifică spiritelor rare și mari. Am stat de vorbă cu el, bineînțeles că nu l-am lăsat să plece până când am făcut un interviu așa, știi, rapid, împreună cu altă colegă și ne-am bucurat de prezența lui. Este ca și cum ne-am împărtășit, nu știu cum să-ți spun. Și mi-a spus un lucru care mi-a rămas așa cumva aici, în suflet. Mi-a spus că mama lui, împreună cu femeile din satul în care el s-a născut, aștepta miezul nopții de Paști și în zgomotul clopotelor de peste prut își sfințeau ouăle de Paști și cozonac. Mi s-a părut un lucru extraordinar și am spus, cum mai să sfințești în sunetul pe care tu l-auzești venind de peste prut, știi? Ouăle și cozonacul și merindele pe care le pregăteau femeile pentru noaptea aceea sfântă. Mi s-a părut extraordinar și mi-a rămas cumva aici și pentru că mi-a amintit de acea lumină care se duce de la unul la altul, n-am putut să nu-ți povestesc lucrul acesta. Da, 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 da. Și el era așa cu totul special, cu totul special. Și pentru că vorbim de lucrurile acestea, ce rămâne după noi, Simona Mecanescu? Ce crezi că rămâne după noi? Ce rămâne după noi? Așa, la ce rămâne după noi? Sigur că atunci când există copii de trup, rămân copii de trup care au alți copii de trup, dar nu există copii de suflet. Dacă există gest de... Cred că nemurirea, într-un fel, e a transmite, a dărui ceva care... Cel care a primit e marcat, poate radical, viața lui și el va transmite mai departe. Și aici e o carte pe masă, pentru că ce rămâne după noi este, de exemplu, grădina din mansardă. Și aici e vorba de un om minunat. Povestea o știu de la tine, dar m-a marcat atât de mult că te rugasem să o aduci. Un om care se gândește, un poet, nu? Care se gândește cum ar ști mai bine copiii ce înseamnă un sonet, ce înseamnă o baladă, ce înseamnă o doină, ce înseamnă... și care se hotărăște să facă niște cursuri cu ei. Și acei copii vin și vin și vin și sunt din ce în ce mai mulți. Și apoi se apucă să scrie. Și acest om se cheamă, spune tu, că de la... Ciprian Chirvasiu, Ciprian Chirvasiu a susținut aici la Muzeul Național al Literaturii Române câteva cursuri de dezvăluire a ceea ce înseamnă poezia, spun eu, pentru că nu era un curs de scriere creativă. Eu cred că acești copii care au primit iubirea lui pentru poezie, o vor da mai departe la rândul lor. Da, și acest om a dispărut. Da. Și ca dovadă că grădina din mansardă rămâne după noi, dacă suntem toți copiii aceia au venit să omageze. Așa este. S-a făcut acest volum, el spera să mai facă altul și eu e prima oară când deschid cartea asta. Și ce citesc Ciprian Chirvasiu, un îndrăgostit lulea de ceea ce făcea.
Așa asta este. Rămâne. Am luat cumva ca pe o misiune faptul că el m-a rugat să dau BT pe această carte, de tipar, unde a adunat textele pe care copiii le-au scris de-a lungul celor 6 luni de curs pe care le-a avut aici, la muzeu. Și am vorbit cu el undeva spre ora 2, spre ora 4 nu mai era. Am aflat abia a doua zi, recunosc. Nu mi-a venit să cred. Pentru că pe o misiune am făcut lansarea, n-am să o iei niciodată. Sala a fost plină cu cei 200 de elevi de liceu care au învățat ce înseamnă poezie. De la el. Și mie mi s-a mare părut, dar, mai mare răsplată. Dar știi ce mi s-a părut extraordinar? Faptul că la unul dintre evenimentele pe care noi le-am avut anul acesta de Ziua Națională a Culturii, cineva m-a tras de mânecă și mi-a spus, doamne, mă mai țineți minte? Era un elev care a terminat liceul între timp, este student acum la universitate, la Facultatea de Litere, și care... Devenise adult și nu-l recunoște. Nu, eu nu, îți dai seama că ei fiind atât de mulți, n-am reușit să-i țin minte. Foarte puțini am reușit să-i cunosc și personal, să-i știu după nume. Dar pe el nu-l reținusem și faptul că el mi-a spus, zice, eu sunt unul dintre cursanții elevii lui Ciprian Chirvasiu de la acel curs pe care l-a avut la dumneavoastră la muzeu. În clipa aceea, bineînțeles că imediat mi-am dat seama despre ce este vorba și faptul că el a venit și mi-a atras atenția, pentru mine a contat mai mult decât orice altceva. Pentru că i-am spus, zic, îți dai seama cât ești de bogat pentru că tu l-ai cunoscut pe Ciprian și ai învățat de la el ce înseamnă cu adevărat poezie. Și a spus, da, chiar știu și sunt foarte fericit. A fost norocul lui. Da. A fost norocul lui, mare, a fost un norocos. La fel cum ai fost și tu, pentru că te-ai amintit și de faptul că ai făcut parte din acea trupă a Teatrului Podul. Și absolut. Știu că ai fost și cu Claudiu Blânz, dacă nu mă înșel, și cu foarte mulți din... În două vorbe, lucru care mă mândresc eu, pionieră de frunte, așa. Că n-a fost niciodată membru de partid, este că Teatrul Podul însemna, pentru cine nu știe, Casa Studenților Grigore Preoteasa și aveau acces în acest teatru la propriu și la figurat, mai, ca să muncească, să învețe teatru, mm-hmm. numai studenții. Și eu am fost prima elevă de liceu care a spart gheața și care a fost dată de naum afară pe geam. Eu intram pe ușă, mă dă pe ușă, eu intram pe geam. Până când mi-a zis, bine, stai aici, am schimbat teatru. Și Claudiu a fost după, da, eu sunt spărgătorul de gheață. Și am avut norocul ăsta, da. Am avut mare noroc. Am făcut exact același lucru cu cei care au făcut parte din această trupă. Cum a făcut și Ciprian. Da, exact. Și după aceea, știi, după aia au venit alți copii, e vrea că erau foarte mulți studenți, foarte mulți, din mulți studenți care veneau, erau câțiva care își deviau parcursul și în loc să facă ingineri sau economiști, se duceau unde deau la teatru, unii chiar s-au și făcut actori sau renunțau și își schimbau meseria, pentru că era o întâlnire de gradul 3, cum să spun, adică alt om de o modernitate, de o libertate de a gândi, de o... Și știu că, uite, dacă ar fi să-mi aleg așa o vorbă, înainte să ne despărțim, pe un panou așa de hârtie era la început de carton, acum a fost reîngrijit, unde erau exercițiile noastre de dicție, de bura, cum se spunea, sus așa scria, atât e necesar să crezi în ceva, să crezi în cineva. Frumos! Mulțumesc, Simona Maicănescu! Această întâlnire cu totul și cu totul specială, pălpâim cumva pe scena aceasta, pe drumul acesta pe care îl parcurgem, care este viața, și apoi devenim amintire fiecare dintre noi, știi? Dar câtă vreme cineva își amintește de noi, sunt convinsă că suntem nemuritori. Eu asta simt. Și apropo de oameni pe care i-am cunoscut și care ne-au marcat, unul dintre ei, în ceea ce mă privește, este și Liviu Giulei, pentru că am fost fericită să-l cunosc și să stau de vorbă cu dumnealui și să îl ascult. Și în clipa în care l-am întrebat ce faceți, mi-a răspuns, fac case, foarte fericit.
de se întorsese la planșetă și făcea case și era foarte fericit. Și motivul pentru care m-a primit și mi-a dat acel interviu a fost pentru că Florian Pitiș nu mai era printre noi. A fost un interviu propriu-zis despre ceea ce a lăsat dumnealui în urmă, da? Despre urma adâncă pe care a lăsat-o în Teatrul Românesc, dar a fost... mi-a împărtășit iubirea pe care o avea pentru Florian Pitiș și a contat de lui. Da, mulțumesc. Da. Îți mulțumesc încă o dată. Și eu mulțumesc. Vreau să mulțumesc și celor care ne-au urmărit. V-am promis că o să fie o întâlnire minunată și m-am ținut de cuvânt. Vă mulțumesc pentru că ne-ați acordat acest răgaz de a fi împreună și împreună rămânem. Da. Mulțumesc tuturor. Vă doresc tot binele din lume.